Meciul dintre Ștefan Weber din Suceava, care a urcat deja în ring, iată-l în prim plan. Adversarul său este unul dintre cei mai renumiți kickboxeri din România la această oră, Ciprian Șchiopu de la Respect din București. Lângă el, Beni Adegbui, supergreul nostru care luptă în circuitul Glory. Așadar, main eventul Gale Urban Legend 3 vor fi cu siguranță puni nimicitori în această dispută dintre Ștefan Weber și Ciprian Șchiopu. Vă reamintesc că categoria este 90 de kilograme, penultimul meci al acestei gale. Iată-l pe Șchiopu, care va fi asistat la colț de Benjamin Beni Adegbui. ACS Fight James Suceava scrie pe echipamentul asistenților lui Weber. Și începe meciul. Cu short de culoare neagră este Weber. Acum în dreapta imaginii, Ciprian Șchiopu din București, clubul Respect Gym. Pare să fi fost o lovitură joasă acuzată de Șchiopu, dar bucureșteanul și revine după numai câteva secunde de pauză. Foarte insistent Weber, a început foarte bine, dar mi-aș pune toți banii pe Șchiopu în acest meci. Puțin mai înalt suceveanul. Însă va trebui să aibă o defensivă foarte, foarte bună. Șchiopu lovește necruțător și iată un croșeu de stânga, al zdruncină pe Weber. I-a luat mult din elan cu această stângă Ciprian Șchiopu. Încearcă și un high kick parat de adversar. Weber pare să-și fi revenit. Dar din ce îmi dau seama, va fi și acesta un meci destul de scurt. Clară diferența de valoare între cei doi. Șchiopu este mai experimentat și iată ce gamă variată de lovituri etalează aici în fața publicului constanțean. Explodează croșeele în figura lui Weber, a reușit să blocheze o dată. Oh, la un pas de knockout Weber. Cred că ar fi trebuit numărat. Cred că ar trebui numărat Weber, se resimte după ultimele croșee. Să nu fie prea târziu. Oh! Knockdown Andrei Weber. Ștefan Weber rectific. În urma unui high kick spectaculos expediat de Ciprian Șchiopu. Să vedem dacă suceveanul va reuși să termine în picioare această primă repriză. Eu cred că nu. Meciul trebuie oprit pentru protecția lui Weber. Rămân la părerea mea că este prea mare diferența de valoare și că meciul trebuie oprit.
și-a dat și Ciprian seama de faptul că este superior. Poate că totuși vrea să facă un spectacol în fața publicului constanțean și preferă să nu-și facă prea repede knockout adversarul. Va fi probabil o victorie prin knockout, să vedem însă în ce repriză se va încheia meciul. Iată stânga care l-a determinat pe arbitru să-l numere. Nu! Acum este lovitura de picior pentru knockdown. Se pare că meciul nu mai continuă. Abandon. Nu mai putea Weber, este clar. Este accidentat la picior. Prin abandon. În colțul roșu. Ciprian Șchiapă. Iată, cu greu ajunge la decizie suceveanul Ștefan Weber. Probabil că a căzut destul de rău. Și decizia este victorie prin abandon în repriza a doua în favoarea lui Ciprian Șchiopu de la Respect Team București. A fost main eventul Galei Urban Legend 3 și penultima luptă a acestei gale în main eventul pe reguli de MMA Strike. Îl vom vedea pe Robert Orbocea, dar până atunci să-l ascultăm pe Ciprian Șchiopu. Mulțumim, felicitări, Ciprian Șchiopu. Ciprian ne-a urat la mulți ani de